Bine v-am regăsit la dialogurile Caiete Silvane online. Nu ne-am văzut de mult. De atunci recolta noastră e din ce în ce mai mare. Am editat mai multe cărți. Alexandru Lazăr, Câmpia Mirifică, o carte apărută în colecția Scriitori Sălăjeni. O carte de poezie a domnului Ioan Pop, Să nu uiți cartea. Tânsul e profesor la Bobota și e de multă vreme colaborator al instituției noastre. O altă carte apărută la lectura Caiete Silvane, a lui Menuț Maximinian, Lecturi, o perspectivă subiectivă. O nouă carte a doamnei Silvia Bodea Sălăjan, Luminile iertării. Și tot la lectura Caiete Silvane, Arca poeziei, 75 de poeți străini în selecția lui Viorel Mureșan. O carte și aceasta prezentată la recenta ediție a 16-a zilelor revistei Caiete Silvane. Tot atunci am prezentat și o nouă carte de versuri a doamnei Simone Gheorfi, E timpul să vorbim, precum și cartea doamnei Viorica Mureșan, În scrisuri transparente. O carte specială, Ioan Colcer, Cântec pentru cei ce nu mai sunt. E vorba de celebrele versuri care se făceau la înmormântarea cuiva în satul vechi, în satul de altă dată și numai în județul Sălaj. O carte în seria Descoperim Sălajul, realizată în colaborare cu ziarul magazin Sălăjan, Descoperim Sălajul, volumul al 12-lea. O altă carte de poeme a lui Ioan F. Pop, Poemele de dincolo de poemă, o carte apărută la lectura Școala Ardeleană cu sprijinul Centrului de Cultură și Artă al județului Sălaj. Nu peste multă vreme, la Festivalul Primăvara Poeziei, vom prezenta și această nouă antologie, de data aceasta în trei limbi, română, maghiară și engleză. Probabil cel mai important eveniment al nostru în ultima perioadă este apariția publicației științifice Studia Caiete Silvane. E un vis mai vechi al nostru pe care mă bucur că l-am putut aduce la lumină și vă îndemn și pe această cale să țineți aproape de această publicație, zic eu, foarte serioasă și căreia îi vom acorda o atenție deosebită în perioada următoare. Revista Caiete Silvane apare normal în fiecare lună. Aici sunt numerele din acest an. Vă îndemn și pe această cale să o citiți și pe site-ul nostru caietesilvane.ro. Și nu în ultimul rând, o nouă carte a doamnei Doina Ira Tăutan, Dor de vis, profeție împlinită. O carte apărută recent la editura noastră, în colecția Roman, și care a fost lansată la zilele revistei Caiete Silvane. Alături de noi este doamna Doina Ira Tăutan. Bine ați venit pentru prima dată la întâlnirea noastră. Da, mulțumesc mult pentru invitație. Bine v-am găsit. Bine v-am găsit. O carte autobiografică, o carte puternică, o carte adresată unui anume tip de public, să spunem, dar care dă dovada unei stăruințe a doamnei Tăutan în această zonă a romanului, a scrisului. Așa, câteva lucruri pentru început despre această nouă carte, Dor de vis. Cartea asta, ca și celelalte cărți ale mele, este scrisă simplu, pe înțelesul tuturor. Este o carte denotativă, deci este scrisă exact. Folosesc puțin metafora, în general eu folosesc puțin metafora în cărțile mele, ceea ce face să nu fie o carte foarte, să nu scriu cărți probabil foarte valoroase din punct de vedere stilistic. Așa sunt eu. Eu fiind o îmbinare între factura reală și factura umană, cam așa și scriu. Gândesc ca un umanist și scriu ca un realist, ca să zic așa.
Adică, concret, genul acesta de cărți, într-adevăr, așa cum ai spus și tu, Daniel, este citit de o anumită, mai mult de o anumită categorie de persoane. Adică, de ce să nu le numesc? Mai ales de femei. Pentru că, în general, femeile sunt cele care preferă să citească povești de viață și sunt destule persoane care, care citesc acest gen de carte. Cel puțin din feedback-ul pe care l-am primit, cred că sunt destule. Au fost și bărbați care au citit și au fost impresionați, însă mai puțin, într-adevăr, pentru că în proporția sunt mult mai puțin bărbați. Așa cum spuneam, cartea mea asta în principal și celelalte în secundar, să zicem, deși tot sunt cam în același stil, poate că nu îmbogățesc cititorul din punct de vedere lexical sau eu știu... Nu asta e neapărat miza unei cărți. Da, nu e neapărat, tocmai asta vreau să spun, dar în mod sigur cititorul își va face o introspecție, își va pune niște întrebări. Și își va da niște răspunsuri prin această carte. Și poate că asta nu e chiar rău. Poate că prin cărțile mele sunt cititori care văd luminița de la capătul tunelului, dacă îmi permis să spun astfel. Bun, din ce perspectivă? Din perspectiva destinului? Din perspectiva întâmplărilor de viață, nu a destinului. Pentru că, na, zicem ușor, mi se întâmplă totul pentru că ăsta mi-a fost destinul. Parcă e prea simplu să spui că ăsta ți-a fost destinul, că până la urmă destinul nu este ceva scris, bătut în cuie. Destinul, tu ai mare influență asupra destinului. Eu nu zic că nu te naști cu, eu știu, cu o poveste de viață, ca să zic așa, între ghilimele. Numai că eu consider că și îți poți influența foarte tare destinul. Așa, prin comportamentul tău, prin felul în care vezi tu lucrurile mai târziu, prin educație până la urmă, că și prin educație, mai ales prin educație, poți avea alte perspective asupra vieții. La asta mă refer, nu neapărat din punct de vedere al destinului, cât al întâmplărilor de viață, din perspectiva asta, a ceea ce ți se întâmplă. Citești cartea asta și vezi prin ce a trecut personajul principal din carte, pentru că cărțile mele sunt, aș putea să le numesc chiar psihologice, sunt cărți care au un mesaj, întotdeauna au un mesaj și te duc cu gândul către... ce ar trebui să faci, către ce ai putea să faci să ieși din situații complicate. De aceea spun că e vorba de întâmplări de viață și nu neapărat de destin, e vorba de ce ți se întâmplă de-a lungul timpului, pentru că tu poți influența destinul, dar iarăși revin asupra destinului, aici e mult de vorbit și nu cred că nu ne dă voie timpul să... Dar care e povestea pe scurt a personajului? Povestea pe scurt a personajului, te refer la strict la această carte, da? Personajul principal din cartea asta este analizat încă din copilărie, încă de când avea 2-3 anișori. Când a început, de fapt, de la 3 ani a început să perceapă anumite lucruri și personajul respectiv, ca terapie, își spune povestea ca terapie în primul rând, pentru că are nevoie să o spună. Deci, de aceea, când am scris prima dată această carte, care este prima carte, Dor de vis se numește, am scris-o sub impulsul stării din momentul respectiv, dar starea era dată de timp, de ani în care strânsesem o grămadă de sentimente pe care nu le puteam exterioriza. Și atunci am scris această carte. Sigur că după ce am citit-o, i-am dat drumul așa, am spus dacă nu o scriu acum, nu o să o scriu niciodată, pentru că mi-era foarte greu, am fost foarte implicată emoțional. Și mă gândeam că nu o să fie o carte extraordinar de bine scrisă, dar povestea era aceeași. Deci, după ce m-am liniștit un pic, am scris-o și am citit-o, mi-am dat seama că sunt niște lucruri care nu sunt tocmai în regulă cu cartea, adică a fost scrisă sub impulsul momentului, sub starea emoțională care n-a putut fi foarte bine controlată tot timpul și atunci... mi-am zis, nu, cartea asta am scris-o, e foarte bine că am scris-o, dar trebuie să scriu o carte cu adevărat pe care eu să o consider bună. Acum,
Eu am mai spus și altă dată, scriitor bun nu te face critica, Daniel, scriitor bun te face cititorul. El îți spune dacă ești bun sau mai puțin. Critica te face valoros. Asta e o altă paradigmă. Nu, critica te face valoros, din punctul meu de vedere. Deci, ceea ce nu e același lucru. Din punctul meu de vedere, totuși trebuie să avem grijă și de instanța critică. Categoric. Pentru că dacă o pulverizăm și pe asta, cu toate că foarte mulți scriitori deja au pulverizat această instanță critică, asistăm la un soi de, scuze limbajul, de bulibășală generalizată, ceea ce din păcate am văzut că se întâmplă și la noi. Da, ai dreptate și sigur că trebuie ținut cont. Eu n-am spus că nu trebuie să ții cont, însă până la urmă nici vorbă să nu ții cont. Păi atunci înseamnă că nu... Cum iese o carte dacă nu ții cont de nimic? Nu poate. E o scriere acolo pe care na, o faci pentru tine și e bine să o ții pentru tine dacă tot n-ai ținut cont de nimic. Nu? Trebuie să ții cont, categoric trebuie să ții cont, dar eu mă refeream la faptul că bunul ăsta, scriitor bun sau scriitor mai puțin bun, este o titulatură, să o numesc așa, destul de subiectivă. Pentru unii poți fi bun, pentru unii ești la pământ, deci cred că subiectul nici nu mai trebuie discutat, că a fost atât de discutat, încât deja e prea mult. Începusem să spun că am scris cartea, mi s-a părut, după ce am citit-o, nu mi s-a părut că este o carte bine scrisă. Și atunci mi-am zis, trebuie să scriu o carte bine scrisă pe acest subiect, pentru că această carte este cartea mea de suflet, restul nu, voi fi mai puțin implicată emoțional și presupun că le voi scrie mai bine. Și am zis, nu voi scrie decât atunci când mă voi crede în stare să o fac, să o scriu din nou. De aceea a reapărut după 11 ani. Am ținut foarte tare cont de feedback-ul pe care l-am primit la această carte și de criticile pe care le-am primit și zic eu că în noua carte, care este nu doar îmbunătățită cu mult, ci și completată, adică adusă la zi, povestea este adusă la zi, zic eu că este mult mai bună decât cartea de început. A fost editorul amândurora, așa da. Că eu zic că este în regulă. E o carte de citit cu siguranță, este o poveste de viață și cu siguranță că putem învăța cu toții din întâmplările exemplare ale altora, dar nu neapărat despre asta e vorba aici în carte. Aici e vorba despre o poveste despre destin. Asta este părerea mea. Este o poveste despre ceea ce putem să facem singuri în viață, încercând să analizăm, să învățăm din greșeli, să învățăm din ceea ce ni se spune la modul realist, la modul adevărat. Și din această perspectivă, cartea doamnei Doina Ira Tăutan este, repet, o carte de citit. Nu este prima ta experiență editorială, la Caiete Silvane mi-a publicat. Da, am publicat mult la Caiete Silvane și mulțumesc, îți mulțumesc ție în primul rând pentru că ne ajuți să putem ieși un pic la lumină. Am publicat într-adevăr 4 cărți la editura Caiete Silvane. Această carte este prima carte pe care am publicat-o e impropriu spus eu, pentru că de fapt a publicat-o, soțul meu a adus-o la o editură, când noi încă nu eram căsătoriți și când purtam un dialog înscris. El a făcut din acele dialoguri, le-a stilizat un pic și a umblat un pic la dialogurile alea care erau chiar frumușele și a făcut din ele niște poezii de dragoste din perioada asta. Celelalte cărți toate sunt scoase la editura Caiete Silvane, doar de vis v-am spus despre el. Următoarea carte a fost Spitalul de nebune, o carte la care eu țin foarte mult și care mie îmi place povestea respectivă. Îmi place, pur și simplu îmi place și mi se pare o poveste interesantă. Fata Măriuței este o altă carte, o altă poveste, este povestea unei doamne care... Despre Spitalul de nebun trebuie să spun că este povestea unei femei care cu un destin, aș spune,
îngrozitor care ajunge să vrea să se sinucidă și ajunge la un spital de psihiatrie și stă mult în spitalul de psihiatrie până se reface, are și în spital niște experiențe din care ea învață niște lucruri și, mă rog, după aceea cursul vieții ei are un... e ascendent, nu mai e... Pardon, scuzați-mă, scapă de deprimare. În sfârșit, Fata Măriuței este povestea unei doamne pe care eu am cunoscut-o foarte bine, absolut întâmplător. Locuiam în același oraș dintotdeauna, numai că eu știam că există acea doamnă, numai că nu o cunoșteam personal. A făcut, lucrurile s-au întâmplat în așa fel încât într-o zi destinul ei a depins practic de prezența mea în viața ei. Am dus-o la un doctor, ea era foarte bolnavă, nu știa că este bolnavă, eu am obligat-o, deși nu ne cunoșteam, am obligat-o să meargă la un doctor care i-a spus că dacă n-ar fi venit atunci ar fi murit și probabil că ar fi murit pentru că și acum după 30 de ani poartă un aparat care îi drenează lichidul intracranian. Ea avea hidrocefalie și, mă rog. Despre asta ai vorbit, despre cartea cea mai recentă, ai vorbit tu, ai vorbit frumos și cred că este mai bine scrisă decât prima carte. Cred că am fost mai atentă și la detalii și sper să fie o carte care să placă. Până acum am primit câteva feedback-uri și probabil că le-ai văzut și tu, care sunt plăcute. Și cam atât despre cărțile mele. La ce lucrez? Acum scriu o carte de povești pentru copii. Deci am două cărți în lucru, o carte de povestiri și o carte de povești pentru copii, care vreau să fie prima carte pe care o voi scoate. Mi se pare foarte greu, mai greu decât mă așteptam, însă de data aceasta nu mai fiind totul bazat pe imaginație, e un pic mai greu, e o neobișnuită fiind să scriu din imaginație, ci să scriu concret povestea așa cum o știu, din memorie, și de aceea și spuneam că sunt cărțile mele, sunt psihologice, fiindcă sunt scrise din memorie și nu... Să sperăm că o să iasă ceea ce vreau eu. Este o carte pe care o dedic nepoțiilor mei, eu având doi nepoței și vreau să le las și lor ceva, așa cum am vrut să le las fetelor mele această carte, pentru că asta este și o carte testament. Eu am suferit foarte mult, scriu în carte despre asta, pentru faptul că mama mea, părinții mei, de fapt, au murit tineri, până în 60 de ani amândoi, iar eu mi-am dat seama după ce a murit mama mea că nu știu aproape nimic despre ea. Am aflat niște lucruri care m-au uluit de la una dintre surorile ei care mai trăiește și am fost foarte supărată că n-am fost în stare să o întreb de-a lungul vieții și eu am întrebat-o de mai multe ori, numai că ea a refuzat să vorbească despre ea, era... Mă rog, și mi-am spus că niciodată nu o să las lucrurile așa cum a făcut ea. Eu o să le spun fetelor mele care a fost traseul vieții mele și ce mi s-a întâmplat. Nu vreau să aibă iar și ele ca și mine o mulțime de necunoscute. Cam despre asta este vorba. Da, un fragment din Dor de Vis apare și numărul din aprilie al revistei Caiete Silvane, unde îl puteți citi, iar cartea o puteți comanda de pe site-ul editura-caiete-silvane.ro. La finalul întâlnirii noastre, dacă vreți să ne citești ceva, un fragment de proză sau un poem, te rog. N-am pregătit nimic, dar pentru că îmi place foarte mult cartea asta și pentru că vă spuneam că a fost scrisă... practic au fost conversațiile noastre stilizate, am să vă citesc de aici un poem care mie mi-a plăcut foarte mult și care a fost chiar de critică, foarte, foarte bine primit. Petre Anghel a făcut o adevărată discuție despre poemul ăsta pe rețeaua literară după ce l-am postat. Se numește Balansoarul Roz, Balansoarul Albastru. Soțul meu îmi povestise, pe atunci nu era soțul meu, îmi povestea că el în sufragerie are două balansoare, iar eu deja visam la balansoarul meu din sufrageria lui. Așa a ieșit acest poem.
Sunt cel mai nesuferit și posesiv taur din lume care, astă noapte, gândea că atunci când un balansoar roz își va găsi locul în camera ta, îl vreau numai pentru mine. Îmi scrie Doina Dorului Dor, de la celălalt capăt al singurului sentiment care mai poate uni două emisfere. Stau cu aceste cuvinte în brațe să protejez blazoane țesute din fuior de rocvaiv celest și iată, un balansoar bleu pe care se leagănă, mă privește și îmi recită stăpânul dezordinei din încăpere, care a trăit prea mult timp fără un balansoar roz. Acum și-a găsit loc în dezordinea din cameră, printre hârtii, cărți, albume de artă, lângă balansoarul albastru, pregătit pentru șuiete cu filosofi și scriitori mondeni. Îmi mângâie craniul cu palme incendiate, zâmbește și eu nu-i văd zâmbetul, clipește des și trage cu ochiul și nu reușesc să înțeleg alternanța sentimentelor. Recitând, cântând, stârnește mărunte furtuni și împotrivește aripile, pe care le abandonasem în șifonier înaintea jocului de-a singurătatea. Acum zboară, ridică-te din cenușă, fii pasăre de foc, iubește! Numai astfel poți să scapi, numai așa poți ocupa loc pe balansoarul albastru. Mulțumesc la final, dacă mai vrei să spui ceva, să adaugi ceva, să sublinezi ceva, te rog. Nu știu ce să mai spun, doar să îți mulțumesc foarte mult pentru această oportunitate, pentru faptul că mi-ai dat posibilitatea să le vorbesc oamenilor. Eu îi rog să cumpere cărțile noastre, nu numai neapărat a mea, dar sau să încerce să citească. Sunt cărți foarte bune la editura Caiete Silvane. Editura în sine și tot ce ține de Caiete Silvane este un lucru foarte serios și foarte luat în serios, nu numai serios, deci aveți toată încrederea că o să găsiți cărți bune și bine scrise și, mă rog, cel puțin din punct de vedere estetic, cu siguranță veți constata că sunt cărți bune. Ce să spun mai mult? Mulțumesc, Daniel. Spor la treabă și ție. Mulțumesc și tuturor colegilor și tuturor celor care mai cred în cultură. La revedere! La revedere!